Salut! Azi vrem ca să facem decalcifierea la aparatul de cafea Delonghi Magnifica S. O să-l pornim. Am pregătit aici soluția pentru decalcifiere, aproximativ 100 de mililitri, un vas în care se va scurge apa în timp ce își face el decalcifierea. Acest buton care licăre cu roșu arată că este nevoie să fie făcută decalcifierea aparatului. Cum se procedează? În primul rând, golim rezervorul de apă. Golim toată apa din el. După care adăugăm soluția. Și aceasta aproximativ 100 de mililitri. Dacă vedeți, aici există un semn cu A. Până la acest semn trebuie pusă soluția de decalcifiere. După care trebuie umplut cu apă până la semnul de deasupra, semnul B. Deci am umplut cu apă până la semnul B. Acum punem rezervorul cu apă la locul lui. Și cum procedăm? Apăsăm timp de câteva secunde butonul pentru decalcifiere. Acesta este un buton, nu este doar un LED. Ținem apăsat pe el. 1, 2, 3, 4, 5. Până când începe să licăre acel LED galben. După care o să răsucim această manetă spre poziția 1. Și în acest moment aparatul începe să își facă decalcifierea. O să dăm drumul și la un cronometru. Deci acum am început. Eu o să las cronometrul să meargă și pe măsură ce vom mai înregistra, voi arăta și cât s-a făcut timpul de când a început procesul de decalcifiere. Până atunci am să pun pe pauză. Cum vedeți, nu au trecut nici măcar un minut, aparatul s-a oprit. Acest lucru este absolut normal. În perioada aceasta, el, odată ce soluția a intrat prin el, așteaptă ca aceasta să acționeze. A început deja să... Au trecut 5 minute, mai bine de 5 minute, și, după cum vedeți, a început din nou să scoată apă. Și acest lucru îl va face de mai multe ori. Va scoate apă, se va opri până când se va goli rezervorul de apă. Atunci o să revenim cu filmarea. Deci, după cum vedeți, s-a terminat apa din rezervorul cu apă. Ce vom face în continuare? Vom goli rezervorul de apă care a mai rămas. Important să golim toată apa care a mai rămas, care mai conține și ceva soluție de calcifiere, și să curățăm, să limpezim bine rezervorul. După care îl umplem din nou cu apă. Tot rezervorul cu apă. După cum vedeți, am mai pus un bol pentru că el scoate apă și pe partea unde se face cafeaua. Atunci rezervorul care îl are deja aparatul jos nu cred că este suficient să preia toată apa. Și nevoie să punem un vas și aici pentru a nu curge pe lângă. Ca timp am ajuns undeva la 16 minute de când a început procesul de decalcifiere. S-a oprit din nou aparatul, vedeți, a început din nou să licăre becul care indică că nu mai are apă. Atunci oprim din nou robinetul, golim vasele de apă. Pentru
după care umplem din nou rezervorul cu apă. Îl punem înapoi, după care pornim din nou. Avem 21 de minute de când a început procesul de decalcefiere. Deci mai are puțin și se golește apa din rezervor. Oprim robinetul, trecem pe poziția 0. Și vedeți, deja butonul de decalcefiere nu mai este aprins, nu mai flicără și nici acest buton galben care arăta că încă suntem în procesul de decalcefiere. Acum, acesta a fost tot procesul. Rămâne să golim vasele de apă, să umplem din nou rezervorul de apă și să facem o cafea.